Salut, băieți! Ce ziceți? Bine, Ah, suntem bine, ascult. perfect, perfect. Bun, băi, știu că n-am mai postat atât de des seria asta și știu că clipul ăsta e înainte, nu e la final, dar vreau să vă zic câteva chestiuțe. Seria asta nu o să apară zilnic, deoarece durează puțin să o facem, mai dăm și niște failuri și vă dați seama, mai râde unul și Nu na. știți prin ce chinuri trecem noi. Oricum, Ne mai știți? blochează sniper-ul. Da. Bă, da, măcar când ați, când ați împins acolo, ca să nu dăm detalii, ați stat în spate, nu? Da, Da. eram. Ok, bun. Și ceva aș ruga eu, dacă vreți să apară cât mai des aceste episoade, haideți să strângem 5.000 de like-uri, nu este foarte mult, să strângem și la ei câte 1.000 pe clip, ar fi super tare cadou așa pentru ei, că Andrei Ma. și Fandu, Fandu, cum sună? Puneți așa să mor tu. Bun. Seria asta o să aibă în jur de 10 episoade, după care o să facem un film. Vă dau mai multe detalii la momentul potrivit. Momentan atât trebuie voi să știți. Like, un share ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Și, na, ce să vă zic, vizionare plăcută. Noi ne întoarcem la edit și aia e. Vizionare plăcută. Pa, 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 pa! Arată bine cum e pe aici. S-a trezit și ăsta? Da, s-a trezit. Toată noaptea am Neața Mariane, e terminat de lucrat la mașină? Neața! Acum e neața! Da, am Bine, bine. terminat, am curățat și roțile, uite ce bine arată. Da, parcă e altă mașină deja. Am lucrat puțin, fii atent! A? Mam. Funcționează acum totul ca lumea? Uite și de desubt, ca Da. nou, ca nou. Am luat Ai lucrat. puține materiale din bara din față. Poți observa că lipsesc aici Da. colțurile. Am curățat-o pe dedesubt, gata cu rugina pe partea mecanică, este tot ok. N-ai stat degeaba, ai lucrat. Nu ca alții, nu ca alții. Ia, știu unde bați, da. Ok, și am pus și scaunul care era jos, l-am adus înapoi, l-am pus. Și roata Ok. chiar. Hai de pe partea asta să nu ne chinuim prin. Marian, Sandu! unde-i? Sandu, ce-ai faci, mă? Ești Sandu, cum? bine? Da, cum am ajuns? De unde vii, tată? Trebuie să vă explic tot. Avem toată ziua. Eu m-am Tu. trezit aici jos, pe o saltea. Pe salteaua noastră era roșie. Mai Va jos dispărut unde saltea mai acum? exact? Aici, fix aici. Jos. Da. Vezi, vezi să nu cazi. Cum ai ajuns Cum aici? da? Cum ai ajuns? După ce m-am pierdut de voi, m-am culcat într-o casă. Am explorat casa, am găsit niște obiecte în ea, un vehicul lângă ea, nu mi-am putut da seama Andrei, cred că e ce era casa care am vehicul. fost noi cu atvelul răsturnat. Da, s-ar putea să fie aia. Cred că ce e. Așa, și ce s-a întâmplat? Și atâta, eram panicat, se făcuse seară și m-am culcat. Și acum m-am trezit aici. Cum ai ajuns aici cu salteaua noastră? Nu Nu știu. am găsit ușa deschisă și n-am mai găsit alteaua, dar nicio urmă, absolut nimic. Și am fost la casa care ai zis tu, chiar și eu am găsit niște obiecte, mai exact saltele, un motor sus. M-am uitat mai atent și am găsit în unele cutii și o stație care se pare că nu funcționează. Și nu era absolut nimeni acolo. Oh, God. Foarte ciudat. Somnambul, n-ai cum să mergi atâta să vii să iei o saltea să te tăi acolo. Exact. Saltea e exact acolo și e saltea noastră, e roșie. Să trebuiască să o aducem sus. Și cum ai putut să o... Ai sărit cu ea? Ce ai făcut? Nu știu. Ok. Eu m-am trezit. Nu pot să-mi explic. Ce o să facem noi acum? Aș vrea să reparăm casa. E ok că tu ești bine. Să reparăm casa, mergem mașina, că de asta am făcut-o, ca să putem să cărăm lemne cu ea. Luăm copacii care am găsit noi atunci lângă lanul ăla de ce o fi. Nu pot să mă explic. Luăm lemnele, le aducem aici. După care o să mergem la casa unde am fost
ieri Andrei și o să luăm de acolo saltelele, motorul și o să vedem, poate o să putem să urcăm și acel vehicul. Să Poate... sperăm că mai nimerim locul unde era casa. Mi-amintesc cât de cât drumul. E ok. Bun, haideți... vedeți că v-am făcut și o scară, să fie mai ușor să urcați. N-am reușit să-i dau de cap ușii acelea. Hai să mergem. Da, merge mult mai rapid acum. Trebuie să am grijă. Ai reparat, ai făcut ceva la ea? Da. Este foarte ok acum. Păi am făcut-o ca să putem să punem pe ea greutate, că nu eram foarte sigur înainte și cu o roată lipsă. Știi cum era la început? Stai că Da. n-am oglinzi. Dacă am găsit unele ar fi foarte bine. Ar fi mult mai ușor. Da. Bun, Sandu, ție nu ți-am povestit. Apropo, Andrei, am făcut o mică schimbare La de ce anume? la mașină. Dacă observați, lângă radio mai este ceva. Da. Funcționează cu stația mea. De exemplu, Și dacă eu plec departe și încep să vorbesc la stație, se aude prin acest radio. ai reușit să o conectezi la mașină? Da, dar merg doar acestea. Stația cu acest radio. Nu am putut să fac să meargă și cu alte stații. Nu știu ce are, e ciudată. Ce aburează. Eu cred că acei stâlpi bruiază semnalul la stație și la toate astea. Probabil, deci nu am putut. Și auzea un sunet urât când am încercat și după nu s-a mai auzit. O să văd ce mai pot să-i fac. Marian, ai zis că vrei să zici ceva. Da. Am avut un vis sau o amintire. Încă nu pot să-mi dau seama ce este. Mai mult amintire, viziune și avis. Ia-le pe toate trei în considerare, ok? Bun. Prima oară am mai venit sus, mi-am amintit cum ne-am prăbușit noi, cum am ajuns noi aici. Ați terminat voi avionul atunci și mi-a apărut un robot imens în față care v-am zis că l-am mai văzut și nu m-ați crezut. Ok, haideți că suntem pe drumul cel bun. Eu nici acum nu prea te cred, dar... Da, mulțumesc, poate mergi pe jos, trec copacul după tine. Bun. Eu sunt cu cinstit, chiar te cred, pentru că zona asta, locul ăsta, e din ce în ce mai dubios. Am plecat într-o casă, l-am plecat Da, lângă casă. stai să termin să vezi după. Am încercat să levit și ne-am trezit aici. Bine, în acea viziune ce a fost, ne-am trezit exact în acest loc, doar că tu nu mai erai. Și surpriză! Ce are? Cum să Marian, fiu ok? Da. nu mi-ai spus totul, te-ai oprit brusc. Am uitat, da, mici probleme la mașină, dar se pare că totul arată bine. Așa, cum îți ziceam, m-am trezit la fel cum am ajuns noi aici. Avionul prăbușit stricat tot, m-am dat jos, l-am văzut pe Andrei, dar tu nu mai erai. Am dat să mă uit în jur, nu te-am văzut, dar în schimb am văzut înapoi acel robot mare. Am dat să-l chem pe Andrei. Când m-am întors, robotul dispăruse. După m-a trezit Andrei, i-am spus ce s-a întâmplat și m-am pus înapoi la somn. Uite că sosește și Andrei. Bun. Așa, fii atent. M-am pus înapoi la somn, am avut un vis scurt. Era... Hai că m-am întors eu, nu-i nimic pe aici pe zonă, m-am uitat eu puțin. Ok. Începuse să plouă, era o vreme foarte, foarte urâtă, întuneric afară. Și îmi amintesc că m-am pus la somn ziua. Eram obosit, a venit Andrei, m-a trezit și am zis după că vreau să dorm. Deci era zi, numai că în acel vis era noapte, furtună și era un om, dar nu puteam să văd foarte clar. Și a spus, l-am omorât cu o voce robotică.
Și când am întrebat pe cine, m-am trezit brusc. Și cam asta este tot ce mi-amintesc. Bun. Dubios. Da, știu. Credeam. Știu. Haideți mai bine să luăm copaci ăștia. Păi, cum am putea să-i luăm? De tăia n-avem cu ce să-i tăiem. I-am putea rupe cu ceva sau? Am putea, de fapt, simplu, aș putea să dau cu o mașină în ei. Cu spatele mașinii. Adică pare destul de solidă mașina. Da, ia, încearcă să vezi dacă... Încearcă. Ok, haideți. Dădeți-vă din spate. Oh, se pare că iar s-a blocat ușa, nu cred. După ce am reparat-o și iar nu merge. Ok, haideți că o să o luăm pe moda veche. Marian? Da. Stop, ți s-a rupt suspensia. S-a stricat? Exact, de la rata din stânga. Față. Oh, God. Nu cred că s-a stricat. O să mergem așa cu ea până acasă. O să mergem așa, n-am ce să-i fac. Deci asta s-a stricat pe drum. Nu este nimic stricat? Nu, aici e ok. Ba, e tot în regulă, dar... S-a mai rupt și pe partea din spate. Aia am făcut eu ceva. Se pare că s-a rupt. Da, s-au desprins. A trebuit să reparăm din nou. O să mă ocup de ea acum, haideți să rezolv copaci. Ai grijă să nu strici mai mult din ea. E ok, stai calm. E cu spatele, destul de solid, deci ok. Nu prea pot vira cu suspensia stricată. Acum merge ușa. Dai. Încă puțin. Haide. Hai că merge. Hop, gata. Eu l-a căzut. Ok, bun. Eu cred că putem să plecăm, nu? Ok. Exact, puși bine. Hai să mergem. Să nu uităm părțile pe care le-am demontat. Să venim după să le luăm. Sunteți gata toți? Da. Haide să mergem. Cineva să stea cu ochii să nu cadă. Sunt mari și nu stau prea bine. În caz de ceva să... Zice să mă opresc. Da. Și cu suspensia pe față stricată... O să merg mai încet puțin. Să sperăm că ajungem în regulă până acasă. Da, după ce ajungem, mergem toți să vedem ce putem lua din acea casă? Da. Exact. Ok, și după să ne apucăm... aici o să fie puțin mai nasol. Hai că încerc să o clez, nu vreau să urc aici. Copacii sunt stabili, nici nu s-au mișcat până acum. Ba da, unul acum. Se mișcă grav sau e ok? Nu știu. Mi se pare că a căzut. Nu se vede... A căzut? Stai că opresc aici. Iar s-a blocat ușa. Asta se pare că funcționează când vrea. E puțin ciudat, da. Okay. Ieși și verifică dacă a căzut. Da, a căzut unul. A căzut unul. Okay. Trebuie să-l punem la loc. Da, se pare că nu merge ușa. Modă veche. Păi... Hai că dau cu spatele. Să-mi ziceți când să mă opresc. Da, mai dai. Mai. Stop. Perfect. Acum trebuie să-l urcăm înapoi. Ar trebui unul să stea sus. Cască e ceva. Andrei, urcă tu sus. Ca să-l prinzi. Exact. Da, așa că urc acum. Gata, băieți, e bine, hai să mergem. Hai tot sus. Hai da.
Ușa mea. Gata, suntem toți pregătiți. Putem pleca. S-a mișcat puțin. Sperăm că totul e ok. Nu să mai avem probleme pe drum. Sandu, stai cu ochii pe ei. Bine. Tu acolo vezi cel mai bine, ești la mijloc. Încercești tu să mergi puțin mai încet. Băieți. Nu... Da, 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 nu e problemă, stai calm. Aici e drept, aș putea să-i dau puțin, să nu stăm toată ziua. Doar cu grijă să nu ne sară copacii din spate. Haideți că aproape am ajuns și noi. Da, da. Copacii sunt stabili. Păi ce se aude? Ce? Ce se aude? Stația mea, cred. Auzi și eu. Mă, ce face da, foarte da, urât. Acum se aude. Cred că din cauza turnului. Mai bine te îndepărtezi. Așa nu... s-a auzit și prima dată. Chiar și cum cineva ar vorbi prin ea. O să mă interesez să văd exact. O să mai vin aici. Mintan, hai să ducem copacii. Să reușim să luăm legătura cu cineva. Ar fi super bine. Nebunim aici. Încă puțin și ajungem. Da, pe acum cu dealul e mai urâtă treaba. Nu neapărat, suntem destul de aproape de casă, în caz că cade un copac. Îl car tu, nu? Da. Așa ziceam și eu. Așa ziceam și eu. Ai grijă aici că e cam abrupt și bun, să nu... mai bine să ar da unul jos, unul care are plămâni să urle. Și... Iese. Trebuia să rămâi în spate! Nu-i ce problemă. Urcă! Tot ok? Da. Hai că las ușa așa. Te și văd. De bea urcă! Urcă. Hai încă puțin și reușim. Să sperăm că așa e, Andrei. Să sperăm că așa e. Urcă. Cum stau copacii? Foarte bine. Nu s-a simțit niciunul pe acolo. Nu urcă mașina! Andrei, ieși poate... Te pui greutate. Hai, bagă și tu, hai să ne prins. Hai să ne să împingem aici, poate ajută cu ceva. Merge acolo! Da, merge! Ok! Hai, Andrei, hai! Câinilor, pingeți acolo. Hai, băieți! Nu! Hai, dă-i! Hai că merge! Hai, poate reușim. Aproape am urcat! Aici, totul e bine! Gata, băieți! Bine. Da, ok. Facem o trecere! Da! Te calc pe cap, bă, nu că da! Am ajuns, casă, dulce, casă. La ce facem? Nu știu. Punem pe el să dă copacii jos. Eu fi dor de casă. Să vezi ce dor e când are copacii ăștia pe aici. Ce faci? Avem... De da, jos și noi niște copaci aici. Ce zici? Păi, deschide. Te bagi și tu? Andrei, urcă tu sus, să-i împingi de sus. De ce să urcă? De ce nu urci tu? Piatră, hârtie, foarfece? Sau ciocanul meu? Mai bine urcă. Cum e Sandu acolo? Păi e bine, dar eu zic să-i dăm pe ăștia jos. Eu zic să dă-l pe ăla jos acum. Eu zic mâine, se vine noapte. Ok, păi. Hai, dă-te jos tu atunci. Da. Îi dăm mâine facem așa. Dăm copacii jos, mergem frumos să luăm din casa ceea ce se poate lua, ce putem folosi.
Și încercăm să reparăm și casa dacă avem timp. Păi până atunci eu zic, hai mai bine să mergem să ne culcăm, ne odihnim și noi și mâine avem o zi lungă. Hai să vedem. Haideți băieți. Sandu, da, saltea mea ne-a adus. Păi, ia ta. Păi, ia mea, da, ai dormit pe ea. Lasă, mergi și voi, stați voi în pod seara asta și... Du-te tu în pod. Stau aici. Eu mă duc în pod, aici. Încă o noapte tare, pe lemn. Bun om. Ne obișnuim. Lasă atunci, gata, în lumea lui. Da. A, șobolanu! Bun, mă, hai, gata, toată lumea la somn. Noapte bună. Continuăm mâine, noapte bună. Noapte bună.